Președintele României, domnul Claus Iohannis, nu avea voie să semneze acel acord de securitate cu Ucraina, care practic poate angaja România în acțiuni de război instantaneu, fără uh, să fi obținut în prealabil un acord al Parlamentului. Măcar acum este necesar ca Parlamentul să se întrunească și să vadă dacă aprobă sau nu ceea ce a semnat președintele, iar dacă nu aprobă, președintele trebuie acuzat pentru înaltă trădare. Dacă Parlamentul din potrivă aprobă acest document, Parlamentul însuși, cu toți parlamentarii care votează în acest sens, poate să răspundă penal. Voi dezvolta acest subiect într-un editorial.